Știți cu minte, vorbesc cu domnul Dan. Așa. Și o să dansez și la dâns și la... Nu numai la Fane și la Horia. O să... Trebuie să prinzi toate. Ia pleacă dumneata de aici. Dar ce piesă frumoasă! Lăsați! Ce cuvinte frumoase! Da, lăsați, lăsați! Frumoase. Domnilor, vă rog să luați loc pe scaunele. Deja... Pe canapeu! Trei în cap pe canapea, verificată cu niște fete de 17 ani, cu o săptămână am avut invitate, și doi pe scaune, domnilor. Bă, bune, aici. Vă rog. Da, miroase a fete de 17 ani aici. Ai simt miros de carne de om, cum se zicea în povesti. Opa. Domnilor, vei ieși din nou, ceea ce este aproape deranjant pentru alții. Să vă luați microfoanele, vă rog. Da, absolut deranjant. Eu am la valiera, am auzit. Dane, ești într-o nouă fază. Da. Ai primit și la valiera. Am primit la valiera. Cum de vei ieși din nou? Adică voi chiar nu vă împiedicați pe bune, nu? Ba da, dar uite așa din... Noi ne împiedicăm încădere. Între noi, să știi. Nu avem altă problemă. De unde a venit piesa? Cum a răsărit? Uite, domnul Mugurel aici. Eter, așa, din inspirația vine când vrea ea, nu când vrei tu. Corect. Piesa, sigur că a fost făcută acum vreo 2 ani, a fost imprimată acum un an și ceva, pentru că este de pe discul Lifeline, la care tocmai am primit un... Uite. Cercuri am primit. Deci piesa a fost imprimată acum un an și ceva, doar că abia cu ea a venit rândul. Asta e un disc, sunt dublu disc de platină. Adică, nu știu dacă oamenii mai știu că așa se asculta muzica pe vremuri. Da, pe acum discuri, nici pe mașină vinilor, acum. N-ai unde să bagi, decât la roată să-l bagi, știi, să-l pui. Dacă e... Ce înseamnă în România, ca cifre, treaba? A, acolo... 10.000 de CD-uri vândite. Alte date erau sute de mii. Nu acum... punem download-urile, deci... Nu, download-uri. Vândute, obiect fizic. CD-ul... Cine ia așa ceva acasă e chiar fan, deci nu se mai poate discuta. Exact. Nu mai că albumul am scos și pe vinil. Pentru colecționare există și vinilul albumului Lifeline. Acceptare. Da. Asta chiar e pentru colecționare. Să revenim la povestea unui hit clasic holograf. Deci, vine ideea. Ideea se scrie, se lucrează, se imprimă. Cât apare discul. Cât până le-o prezinți colegilor? Nu mai știu cât a... Eram la Timișoara într-o noapte și Mugurel mi-a trimis așa pe mail. Uite bă ce... O idee frumoasă. Înseamnă că la Timișoara era. Da, Timișoara era. Într-o noapte atâta durează. Mi s-a părut super, zic, Mugurele, gata, o băgăm în cuptorul de producție. Acolo, la bucătărie. Bun, dar fiind o familie, bănuiesc că există și nu-l. Uneori vine și nu, bă, nu. Nu, la Mugurel nu ne putem permite. Nu. Sunt fioros. Președintele ales al formației. Întotdeauna există nu, dar cineva trebuie să-i convingă pe celălalt că nu e nu și e da. Ne certăm... ca la avocat, am înțeles. Ce urmează pentru voi iarna asta? Ski? Da. Unde te duci? Nu, tu ție-ți plac țările calde. Eu sunt la cald. La cald, da. Munciți de sărbători, de obicei? Da. Nu știu că după un nivel nu mai poți să-ți alegi dreptul de a sta acasă. Nu poți că te invită prietenii și trebuie să te duci și încă. Auzi, mai bine muncim decât să stăm acasă. Am înțeles. Schiul se programează din ianuarie încolo, din ce știu eu, de la noi din Gașcă. Unul dintre voi, în speță Dan, pentru care la valieră, nu știu cum l-au ales colegii mei, chiar aleatoriu sunt convins. O rompsitul soarte. Va intra într-o poveste frumoasă, se numește 5 secunde. Avem câteva întrebări pentru tine, Dane. Vei juca... Probabil cu Flavia. Cum adică probabil? Stai, adică... Nu știm, după pauză vedem. Cert este că întrebările sunt foarte simple, dar presiunea timpului... Știi cum e, după un număr de albume, presiunea timpului te va pune în dificultate. Bine. Hai să vedem cum răspunde Dan Bitman, poate fi ajutat prin șușoteală de colegii lui. Așa. La câteva întrebări super simple. De exemplu, 5 lucruri pe care le iei cu tine când pleci în turneu. Perfect. Da. Și nu le uiți. Amant. Întreprinzător. Amant.